Stimați fani Business Days, eu sunt Dacian Paladin, nu ne-am întâlnit astăzi, mâine dacă vom fi sănătoși ne vom întâlni mai des, dar una peste alta, vreme de aproximativ 2 ore, vă voi fi gazdă pentru câteva întâlniri și pentru câteva discuții extrem de interesante. Gazdele evenimentului au pus deoparte subiecte atractive și actuale, precum este și cel care peste puțină vreme îl voi aborda cu foarte interesantă persoană. Am cunoscut-o de aproximativ 15-20 de minute. Se numește Mihaela Nagy și vine din Lugoj. Știu deja destul de multe despre Mihaela. Desigur că am să o invit să ne spună câteva cuvinte despre activitatea și experiența ei în business, dar asta nu înainte de a vă spune despre ce vom vorbi cu Mihaela în mod expres în această seară. Iar tema este tehnici moderne de motivare și loializare a personalului. Deci, Mihaela, dragă, înainte de a discuta efectiv pe tehnicitatea subiectului propus nou de organizator, rog-te frumos, cine ești tu ca să ne vorbești nouă de tehnici moderne de motivare și loializare a personalului? Cum ar spune comicii plecați la cele vești ale noastre, cine vă recomandă? Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru invitație! E o surpriză, o surpriză plăcută. Da, probabil că am făcut-o ceva bun dacă am fost invitată să dezbatem împreună tema atât de interesantă pe care s-a ales organizatorul. Eu sunt din Lugoj. Sunt din Lugoj. Am crescut acolo. Sunt absolventă de drept și sunt pasionată de ceea ce fac, orice fac, de la business până la pictare, până la pictură, le fac toate cu mare, mare pasiune și da. Cred că asta e... Mă enervez cu reușita ta, adică chiar să faci cu pasiune da. Tot ceea ce faci, nu e puțin lucru, nu, să nu știi e. Că e mare lucru, e mare binecuvântare. Nu e. Sunt norocoasă că pot să mi abordez așa în fiecare zi jobul și activitatea mea și cred că de aici vin și reușitele. Spune-ne, care e jobul tău? Ce faci? Lucrez ca și experiență, o să spun ca și experiență. Am experiență de peste 20 de ani în afaceri, în poziții de management. De vreo 10 ani am activat în domeniul resurselor umane. Din 2008 lucrez la Mondial S.A. Mondial S.A. este parte a grupului Villa Rainbow, organizație de aproape 800 de angajați. Care 800 de angajați în România, că producem obiecte sanitare la Lugoj. Din 2013 am primit rolul de administrator și director administrativ și economic pentru toate departamentele de suport. E o dezvoltare continuă și o provocare continuă și care, da, cu bune și rele. Deci, din perspectiva asta, ne vei vorbi de tehnici moderne, de motivare și realizarea personală. Și din perspectiva și din perspectiva asta. A celor care produc în România, la câțiva kilometri de Timișoara, ia să spunem așa, o listă de produse, ce? Chiuvete? Vasă de vece, chiuvete, rezervoare. În general, producem la Lugoj obiecte sanitare mari. Am renunțat de curând să mai producem mici scrumiere sau lucruri care erau consumatoare de timp și prea puțin output financiar. Așa că, da, suntem o fabrică mare, pot să o numesc așa, suntem a doua fabrică ca mărime din grup. Dacă vreți, mândria mea este că în decursul anilor în care am activat în această companie, am reușit să o aducem la un nivel de best practice în cadrul companiei intern și am inspirat încredere acționarilor de a ne da pe mâini investiții cu multe zerouri pentru a tehnologiza compania. Și Mihaela, și cum ați făcut cu personalul? Pentru că, știi, dacă vorbești de business de astăzi, nu puțin de locuri, zici, domnule, provocare majoră o reprezintă personalul. Pe de parte că nu-l găsim, pe de altă parte că dacă îl găsim, nu este foarte stabil, ne putem aștepta la surprize.
pe de altă parte ne canibalizăm între noi, luăm unul de la celălalt, pentru că temir ce grame în plus sau câțiva lei în plus, ba mai mult decât atât, avem plaje de recrutare foarte zgârcite. Nu prea sunt dispuși oamenii să lucreze sau în orice caz nu sunt dispuși să lucreze orice și în orice condiții. Așa e. Și atunci tu cum faci? Ai 800 de... A fost, a fost o călătorie, dacă pot să numesc așa, și astăzi și mai devreme în workshop-ul în care am participat, am avut ocazia să facem un review a acestei călătorii și poate aș putea să-ți răspund la întrebare povestindu-ți foarte scurt cum facem noi, de fapt. Am pornit la drum că ne trebuie un sistem să recompensăm oamenii mai bine, că partea financiară motivează. Și cumva, fără prea multe cărți citite în spate, chestiune de bun simț, motivarea nu e doar, nu vine doar din partea financiară. Ok, am pus la punct un sistem transparent, corect. Oamenii au trebuit să realizeze că e corect, onest, nu speculativ. Nu este speculativ nimic, iar ei își pot înțelege unde pot să ajungă, în ce condiții pot să ajungă, fără ca să le fie teamă că cineva o să-i sapă sau o să primească o promovare dacă ochii lor sunt mai albaștri decât ochii altora. Transparența și corectitudinea sistemelor în general crește stima și crește implicarea oamenilor și motivația. Și motivația lor. Așa că... O secundă, curiozitate. Da. Nemții v-au impus ceva? V-au dus vreun model? Trebuie să spunem ascultătorilor noștri că e capital german. Da, chiar dacă compania este cu capital, da, e capital german. La nivel de Villeraimbach, de grup din care noi facem parte, sistemele au fost dezvoltate pentru cultura germană. Poate puțin diferită de ceea ce era nevoie în cultura est-europeană, de exemplu. Și atunci poate nici principii pe care trebuia să le luăm și principiile din politica de compensație și beneficii, cu siguranță le-am importat ca principii, însă ca și sistem, ca ceea ce, cum facem noi lucrurile aici la noi, le-am particularizat, le-am dezvoltat în concordanță cu nevoile organizației. Unde au celelalte fabrici? Spuneai că sunteți a doua. Grupul are fabrici în Europa, în Metlac, la sediu central, o fabrică de obiecte sanitare. Fabrici sunt în Ungaria, la Hotmezovasarheli, undeva la 200 de kilometri de noi. O fabrică? Nu, Camărima sunt am a doua. În Ungaria, colegii noștri sunt cu 50 de persoane mai mult ca și număr de personal. Apoi avem o fabrică în Thailanda și o fabrică în Mexic. Ne-am externalizat. Statusul cultural, dacă vrei, că nu e puțin lucru. E absolut grozav și provocator să am avut ocazia și asta este, poate a adăugat, experiența asta a adăugat, a venit cu un plus pentru dezvoltarea mea personală. Am avut ocazia să merg în aceste culturi, să le povestesc despre sistemul meu, să le adaptăm, să le ajustăm, să simulăm ce ar fi dacă... Asta a fost primul pas și surpriză, nu sunt motivați oamenii. Încă îi pierdem. Deci, clar. Deci, sistemul a spus ce se poate întâmpla, cum pot să dar nu îi motivează, doar partea financiară n-a fost suficient. Adică e un ansamblu de sisteme, de reguli, de care toate conduc către o cultură organizațională solidă. Totul trebuie să se întâmple din interior. Nu poți să vii să pui pe pereți valori, principii care ele în realitate nu se întâmplă. Așa că am început să construim. Și am dezvoltat reguli. Hai să vedem cum integrăm noi oamenii. Hai să vedem cum îi dezvoltăm.
Avem, de exemplu, și sunt mândră de chestia asta, suntem singurul angajator din România, cel puțin așa eram acum un an, care pe lângă activitatea productivă avem cursuri de calificare profesională și le rulăm. Mai să știi că mai sunt în cadrul organizației de producție? Da, da, da. Asta, da? Da. Să știți că putea, poate aș fi folosit, să știți că puteți folosi fonduri europene. Fonduri da. Europene care da. Îți plătesc această activitate, da. Îți plătesc formatorii din cadrul companiei dacă apelezi la ei și chiar recompensează material cei care da. Urmează cursul respectiv. Da. Da, știam. Am participat la două programe de felul ăsta eu. Foarte frumos. Noi lucrăm și activăm într-un domeniu de nișă. Adică da. Ceramiști, cam de unde să-i luăm? Nu poți, trebuie să ții crești. Așa că am lucrat la sisteme, am dezvoltat sisteme, cum e asta de cursul de calificare. Avem cel puțin 3 sesiuni pe an, uh-huh. în care încercăm pe oamenii care îi luăm. Voi, in-house? Exact. Exact, cu resursele noastre și cu tot ce ține de noi. Apoi, de curând am dezvoltat o academie de juniori. Yes. Academia de juniori, no, compania media de vârstă e undeva la 41 de ani. Așa și media de vârstă a României. Exact. Să știi că suntem cam bătrâni cu vârsta asta. Trebuie să ne satisfacem planul de succesiune. Și atunci, sigur, între alternativa de a aduce din exterior de unde nu și ai dezvolta tu în spiritul, în cultura ta, am ales această variantă. E mai grea și e cu riscuri. Riscul de a nu-ți rămâne omul după ce ai investit atât de mulți ani. Da, exact. Dar ne-am asumat acest risc și cred că programul în sine e unul motivațional pentru inginerii tineri care au intrat în el și de curând m-am întâlnit cu ei și erau încântați, au trecut de prima sesiune, 6 luni, au dat examen și da, adică urmăm academia de Academia se desfășoară pe module, oamenii trebuie să treacă juniorii trebuie să treacă prin fiecare arie de producție unde stau câte 6 luni de zile. Și în ce sunt absolvenți de studii tehnice. Da. Am căutat să fie cu studii superioare. Am căutat să fie cu studii în chimie, mm-hmm. mai apropiată de area noastră de activitate și care, pe parcursul programului de dezvoltare profesională de aproape 3 ani de zile, ei dobândesc competențele tehnice. 3 ani durează? Da. O stagiatură mai lungă în care vrem să ne asigurăm că oamenii... Știți că nivelul puteți proteja legal da, cu treaba da, asta. Există. Avem. E un fel de școlarizare. E o școlarizare, sigur că da. Deci am făcut sisteme, îi învățăm ce au de făcut când vin la noi, îi dezvoltăm profesional prin cursuri de calificare, programe interne pe care le dezvoltăm. Am demarat pentru că, da, ok, sistemele. Da, de ce ai sisteme dacă leadership-ul din organizație nu e potrivit? Așa că trebuie să lucrăm și acolo. Și am lucrat și în direcția aia. Până la urmă, ok, am un sistem de compensații și beneficii adecvat. Am reguli clare, transparente, comunicate tuturor. Am un sistem de comunicare și pentru compania pe care o reprezint a fost o noutate. Ce e aia politica ușilor deschise? Cum? Adică o să stăm toți cu ușile deschise prin fabrică? Adică ce-i chestia ce-i asta? Libertatea da, asta. Da. Până au înțeles că sunt niște principii în spate. Adică, da, fiecare trebuie și are voie să aibă acces la informație. Și în orice îl preocupă pe el, trebuie să se adreseze ca să-și rezolve problema. Nu primește un răspuns, să ducem mai departe, fără să aibă niciun fel de repercusiune, adică în aș rezolva problema lui. A fost un concept nou, inedit pentru o companie care activează în Lugoj de 100 de ani, de 40 de ani face obiecte. Nu? Tematice lipsească de cultură și abordare, da, să-i spui, da. Cultura și lor deschise. Da. Da. Așa că toate aceste reguli, toate aceste sisteme au adus un plus, plusul de transparență, plusul de implicare de sus în jos, de jos în sus.
Și nu în ultimul rând, povesteam, cel puțin trei direcții trebuie să ai de lucru. Și dacă unul dintre ele nu există, succesul nu poate să fie cel așteptat. Unde ați fost, unde ați întâmpinat dificultăți când a fost vorba de implementarea unui asemenea program, ca să zic? Prin raportare, hai să zic, la cultura românească, eu știu. Și da, sunt surprins pe de altă parte. Da. Sunt surprinsă, plăcut, am fost că oamenii, adică s-a validat conceptul de bază de la care am pornit. Nu v-ați înșelat. Omul este motivat de, în primul rând, de respect. Dacă sistemele pe care le dezvolți într-o organizație, dacă strategia pe care o dezvolți are la bază principiul esențial respectul, oamenii apreciază și reacționează cu aceeași monedă. Și am mai văzut ceva. Oamenii vor să înțeleagă direcția și vor să facă parte dintr-o companie de succes. Nu se dau alături dacă li se întinde o mână. Nu. Hai să povestim ce se întâmplă și încotro merge și cum stă. Au fost lucruri, experiențe extrem de pozitive și toate au clădit pas cu pas o cultură organizațională care, până la urmă, suntem într-un mediu de business. Pentru ce facem toate lucrurile astea? Sigur, până în final, trebuie să ne aliniem obiectivelor de business. Și am reușit să facem. Și asta este, dacă vrei, măsura muncii pe care am făcut-o. Adică am construit o bucată. Când am considerat că am ajuns la un anumit nivel de maturitate, am început să ne promovăm. Le-am arătat oamenilor că sunt importanți. Da? Pierdere ați avut, Mihaela, pe tot traseul ăsta? Și pierde în sensul să se plece oamenii. Ca și... eu am o vorbă, pornind din HR. Da. Nu sunt economist. Nu sunt economist, da. Totul în business, totul se rezumă la cifre. Continuă. Și dacă e așa, din păcate, și cu părere de rău, o spun, că și resursele umane se rezumă tot la cifre. Așa că dacă e să măsurăm în cifre ceea ce am făcut, e simplu. Am pornit de la un turnover de 8% aproape pe lună. Da. Suntem la un turnover de 2%. Aproape inexistent turnover pe partea... De peste 20%, da, eu știu. Pe partea de administrativ nu avem aproape deloc turnover. Sună bine. Oamenii lucrează, nu știu dacă e bine neapărat sau nu, pot să spui și alte semne de întrebare. Așa, însă există o tasare, însă pentru că am trecut și am ajuns la un anumit nivel de maturitate în care am revizuit constant roluri, joburi, le-am redefinit, cred că suntem la nivelul de încărcare și la nivelul de performanță pe care orice companie și-o dorește să o capete. Așa o nuanță, când a fost vorba, dacă bine am priceput din atitudinea ta, când era vorba de noi intrați sau de noi doritori a intra într-o asemenea industrie. Am înțeles bine noastră sa? Da. Despre, mai concret, la ce era sau ce vrea să exprime? Oamenii nu vor să intre, sunt reținuți? Nu interesează genul ăsta de muncă? Nu. Mondial, ca și companie locată în Lugoj, a acumulat o anumită o tradiție, are o tradiție locală. La Mondial se câștigă mulți bani, dar e greu. A, da? Nu, nu am gândit să știu. E greu. Așa că a trebuit cumva să ne luptăm cu lucrul ăsta și ne-am luptat pe mai multe fronturi. E greu, ok, dar a treia direcție de lucru de care ziceam e fără doar și poate mediu de lucru. Ok, ai compensații minunate, ai șef minunat, ai reguli, ai transparență, însă, da, e greu. Trebuie să ridici în fiecare zi, eu știu câte kilograme, trebuie să stai într-un anumit mediu care nu miroase, dar e cald, pentru că procesul tehnologic e așa. Și atunci, în zona asta, am investit enorm, putem spune, în ultimii ani, pentru că crearea condițiilor de lucru
adecvate sistemului sau industriei din care faci parte, e cheia. Ar trebui să vă arătați politica și în felul ăsta. Absolut, absolut. Și apoi, când le-am avut pe toate, sau aproximativ pe toate, pentru că asta e un proces care nu se termină niciodată. Adică dacă noi am făcut lucruri, gata, s-a terminat. Trebuie să revenim constant, trebuie să revizuim constant lucruri, trebuie să ne adaptăm dinamicii pieței. Da. Se întâmplă, e real, se fură oamenii, eu mă tot întreb de ce, Doamne iartă-mă, nu ne focusăm pe ce facem cu ei când îi avem, cum îi dezvoltăm și cum îi ținem. Să nu spuneți că aveți concurență pe domeniul zonă, nu cred. Nu pe domeniul muncitorilor. Absolut, absolut. Deci nu, cred că orice companie cu care discutam în zilele astea, cel puțin din zona de vest a României, e... Stai, niște, da. Peste tot e așa, am avut o mai dezbatere pe subiectul ăsta. Da, deci e un subiect de mare, mare actualitate și da, acum, principiul meu este, parcă n-aș vrea să intru în horă, hai să recrutăm masiv și... Că nu ai cheia. Și oricum, nu ai cheia. Cheia este să recrutezi cât trebuie, să definești ce trebuie, să recrutezi cât trebuie și să te ocupi de ei. Nu vreau să împiri bariera mai mult, dar știi că la un moment dat se vor uza oamenii, că așa e viața. Da, da, și de-aia există sisteme, de-aia există politică de succesiune, de-aia există analize periodice pe care le faci pentru a identifica ce riscuri ai pentru a găsi soluții respective. Despre toate astea mi-aia, probabil vom discuta altă dată, la alte ediții Business Days sau în alt context. Ai fost o companie foarte plăcută. Mulțumesc mult! Sunt convins și utilă pentru mine și pentru cei care ne-au urmărit, tuturor dorindu-le și dorindu-vă să aveți pricepere în tehnicile de, dacă vreți numai asta, de formare și de loializare a oamenilor și a partenerilor cu care lucrați. Îți mulțumesc pentru timpul alocat, îți mulțumesc pentru informațiile utile mele, îți doresc toate cele bune. Mulțumesc mult, Lucia, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult.